Amin. Daniel, capitolul 12 cu versetul 4. Suntem la pagina 58 a notițelor. Și vom începe împreună cu ajutorul Domnului linia de reformă a mileriților. Orice mișcare de reformă este precedată de o perioadă de întuneric. Iar mișcarea de reformă a mileriților a început în anul 1798. Care este perioada de întuneric ce a precedat mișcarea de reformă a mileriților? Evul Mediu. Evul Mediu întunecat. Cât timp a durat această perioadă de întuneric? 1260, da? Anul de început al mișcării milerite, sau al reformei milerite, este anul 1798. În anul 1798 a început timpul sfârșitului pentru generația milerită. De ce a început timpul sfârșitului atunci? Atunci a început creșterea cunoștinței. Și dacă vom cerceta profețiile lui Daniel, așa cum mileriții le-au cercetat, folosind regulile de studiu ale lui William Miller, despre care Sarawa îi spune că ar trebui folosite de toți aceia care proclamă cea de-a treia solie îngerească, dar care astăzi sunt ignorate și considerate greșite de către institutele teologice ale adventismului, dacă vom studia cu acele reguli, vom ajunge la aceleași concluzii la care mileriții au ajuns. Concluzii care sunt ilustrate în spatele meu, pe aceste hărți. Mileriții au înțeles faptul că perioada de 1260 de ani, sau o vreme, două vremi și jumătate de vreme, sau 42 de luni, din profețiile din Daniel și Apocalipsa, începe în anul 538 și se termină în anul 1798. În anul 1798, ce s-a întâmplat? Papalitatea? Papalitatea a fost luată în robie. Papalitatea este luată în robie, da? Capul este acel cap care avea o rană de moarte al acelei fiare din Apocalipsa 13, da? Bun. Aici avem și calculul. Această profeție este, despre această profeție se vorbește în Daniel 7. Ni se spune că este vorba de o vreme și jumătate de vreme, care înseamnă trei vremi și jumătate. Aceasta este modul de exprimare ebraic al
timpului când spui vrem sau table, scrie prorocia sapă pe table, acestea sunt table. Dacă erau trei, erau trei table, dar pentru că sunt table, sunt două. Deci nu se pune și două table. Și la fel și vreme, vrem. Vreme, vrem, adică încă două, și jumătate de vreme. Trei vrem și jumătate. Calendarul profetic este un calendar mai special. Este un calendar în care luna are 30 de zile și anul are 12 luni, adică în total 360 de zile. De unde știm acest lucru? Păi tot dacă studiem această profeție de 1260 de zile, în Apocalipsa 11, ea este exprimată în două moduri diferite. Apocalipsa 11, haideți să citim Apocalipsa 11 cu de la versetul 1. De la versetul 2, Apocalipsa 11 cu 2 și 3. Sau haideți să citim și unul ca să avem un context mai clar. Mi-a fost dată o trestie asemănătoare cu un toiag și îngerul a stat în picioare spunând: ridică-te și măsoară templul lui Dumnezeu și altarul și pe cei ce se închină în acesta. Dar curtea care este în afara templului, las-o afară și nu o măsura, fiindcă a fost dată neamurilor și vor călca în picioare cetatea sfântă 42 de luni. Călcarea în picioare a cetății sfinte este un simbol al persecuției pe care biserica a primit-o în timpul evului mediu întunecat. Și ni se spune că această persecuție urma să dureze 42 de luni. 42 de luni sunt 3 ani și jumătate, adică o vreme, două vremi și jumătate de vreme. Asta e clar că ne vorbește despre aceeași perioadă despre care Daniel spune că sfinții celui preanalt vor fi chinuiți în Daniel capitolul 7 și în 12. Și apoi ni se spune: și voi da putere celor doi martori ai mei și vor profeți 1260 de zile îmbrăcați în pânză de sac. 1260 de zile, cei doi martori ai lui Dumnezeu, Vechiul și Noul Testament, la vremea aceea erau Vechiul și Noul Testament, astăzi sunt Biblia și Spiritul Profetic, au prorocit în acea perioadă 1260 de zile. Ei erau îmbrăcați în pânză de sac, iar această îmbrăcăminte denotă persecuția care îi apăsa. Perioada de 1260 de zile este echivalentă cu 42 de luni. Iar 1260 împărțit la 42 fac 30. O lună avea 30 de zile. 42 de luni, 1260 de zile sau 3 ani și jumătate. Un an avea 360 de zile. Este foarte important să înțelegem lucrul acesta, pentru că mileriții au înțeles, de exemplu, că cele 7 vremi despre care v-am vorbit din Leviticul 26 le-au calculat pe același principiu. 7 ani profetici, adică 7 înmulțit cu 12 luni, care fac 84 de luni, iar înmulțit cu 30 de zile o lună, fac 2520 de zile. E normal, nu? 2520 este dublul lui 1260. Da? Este, după cum și 7, dublul lui 3,5. Deci asta este calendarul profetic, cu un an de 360 de zile și cu o lună de 30 de zile. Iar acea perioadă de 1260 de zile urma să se încheie la timpul sfârșitului. Daniel capitolul 11 ne vorbește despre aceasta. Haideți să deschidem la Daniel 11 cu 35. Daniel 11 cu 35. Spune așa: unii dintre cei care înțeleg vor cădea pentru a-i încerca și pentru a-i curăța și pentru a-i albi până la timpul sfârșitului, pentru că va fi totuși pentru
un timp rânduit. În aceste versete din Daniel 11, Daniel descrie în limbaj profetic perioada de persecuție a evului mediu. Și ni se spune că aceia care vor trece prin această perioadă de persecuție vor trece și ei printr-un proces de testare în trei pași. Încercați, curățiți și albiți, și acest proces de testare și de încercare și de curățire și de albire urma să se termine când? Până la, spune acolo, timpul sfârșitului. Timpul sfârșitului este piatra kilometrică care pune capăt acestei persecuții de 1260 de zile. Perioada de 1260 de zile se încheie la timpul sfârșitului. Pentru că în Daniel 11:40 ni se spune așa: la timpul sfârșitului, împăratul Sudului îl va împinge și împăratul Nordului va veni împotriva lui ca un vârtej de vânt, cu care și cu călăreți și cu multe corăbii, și va intra în țări și se va revărsa și va trece. Acum poate ne punem întrebarea și pe bună dreptate, ce reprezintă acești doi împărați, împăratul de Sud și împăratul de Nord? Pentru că în acest verset am citit despre o confruntare între acești doi împărați. Prima dată împăratul Sudului vine și îl împunge pe împăratul Nordului, iar în a doua parte a versetului, împăratul Nordului practic se răzbună și îl cu care și călăreți și multe corăbii și îl atacă pe împăratul Sudului. Împăratul Sudului și împăratul Nordului, sau împăratul de la miază zi și împăratul de la miază noapte, sunt actorii sau personajele principale din Daniel capitolul 11. Ei bine, Daniel, structura cărții lui Daniel este asemănătoare, merge pe același principiu după care v-am prezentat și noi cuvântul Domnului. Cartea lui Daniel este și ea scrisă linie peste linie, după cum noi am studiat aceste linii de reformă și am văzut că au aceeași structură, la fel capitolele din cartea lui Daniel repetă aceeași istorie, nu? Doar că oferă de fiecare dată anumite detalii pe care celelalte capitole nu le-au oferit. Pentru că Dumnezeu nu repetă lucrurile degeaba, nu? El repetă lucrurile pentru a adăuga și mai multe detalii sau pentru a evidenția niște chestiuni importante. Daniel capitolul 2 ne vorbește despre succesiunea marilor imperii care au apăsat, care au fost sub apăsare, nu, sub care poporul lui Dumnezeu a fost în robie, deci sub aceste imperii poporul lui Dumnezeu a fost în robie. De aceea nu se vorbește aici despre Imperiul Chinez sau despre alte imperii, pentru că imperiile acestea sunt, profeția este dată pentru beneficiul poporului lui Dumnezeu și Dumnezeu descoperă evenimente și împărății cu care poporul lui Dumnezeu intră în legătură. Iar aceste împărății sunt Babilon, Medo-Persia, Grecia, Roma păgână, iar amestecul dintre fier și lut, spiritul profetic spune că este reprezentat prin amestecul dintre biserică și stat. Sau stat și biserică, pentru că statul este un simbol, fierul este un simbol al autorității civile, și iar lutul este un simbol al poporului lui Dumnezeu. Întrucât profeții vorbesc despre poporul lui Dumnezeu ca fiind lutul în mâna olarului, cum este lutul în mâna olarului, la fel sunteți și voi în mâna mea, vorbește în profeți, iar pe de altă parte, fierul este un simbol al autorității civile, căci Domnul Hristos conduce națiunile cu un toiac de fier. De aceea, amestecul dintre fier și lut simbolizează amestecul dintre puterea bisericii și puterea statului, iar acest amestec a început odată cu papalitatea. Deci vedem această secvență în Daniel capitolul 7, Babilon, Medo-Persia, Grecia, Roma păgână, iar apoi Roma papală de aici în jos. Da? Se introduce acest lut care este un simbol al bisericii papale, lut noroios, chiar noroiul fiind un simbol al păcatului. Bun, iar în Daniel capitolul 7 aceeași secvență se repetă tot începând de la Babilon și terminându-se cu Roma papală, numai că Daniel folosește alte simboluri, cum ar fi leul cu două aripi,
De ce? Îi se adaugă două aripi, avem niște detalii suplimentare, cum ar fi ursul cu trei coaste în gură, iar cele trei coaste care simbolizează cele trei provincii pe care Medo-Persia le-a supus, sau leopardul cu patru capete, cele patru capete simbolizând cei patru generali al lui Alexandru, cele patru aripi ale leopardului care simbolizează rapiditatea cuceririlor, iar apoi urmează această fiară nespus de grozav de înspăimântătoare și care era diferită de toate celelalte patru și care avea 10 coarne simbolizate prin cele 10 degete de la picioare, iar din aceste 10 coarne iese un corn care era deosebit de toate celelalte 10 coarne, care avea ochi ca ochii omului și o gură care vorbea cu trufie și care înaintea căruia au căzut 3 coarne. Acest corn se spune că va declanșa această perioadă de o vreme, două vremi și jumătate de vreme, în timpul căreia sfinții vor fi dați în mâinile lui. Ni se spune că el se va căzni să schimbe vremurile și legea și nu este greu să facem aplicația acestui corn la papalitate, iar cele 3 coarne care au fost date îndepărtate dinaintea lui sunt herulii, ostrogoții și vandalii, iar ultimul dintre aceste 3 coarne a fost îndepărtat chiar în anul 538, anul în care ostrogoții au fost îndepărtați de Roma. Motiv pentru care atunci începe profeția de o vreme, două vremi și jumătate de vreme. Da? Apoi, în Daniel capitolul 7, se repetă aceeași secvență profetică, doar că nu începe de data asta de la Babilon, ci începe de la Medo-Persia. Da? Am omis să spun că în Daniel 7 se mai vorbește și despre acea scenă a judecății, da? Ceea ce nu se vorbește în Daniel 2, se vorbește despre fiul omului care înaintează, da, cu norii cerului, înaintea celui îmbătrânit de zile, când se așează judecata și tronurile și judecata, iar sora Oai spune că acea înaintare este înaintarea fiul omului din locul sfânt în locul preasfânt și începerea judecății de cercetare. În Daniel 8 se repetă aceeași secvență, doar că sub forma altor animale, Medo-Persia sub forma unui berbec cu două coarne, mezii și perșii cele două coarne, iar Grecia cu țapul fiind simbolizată de acel țap, iar cel din tâi împărat fiind reprezentat de acel corn din capul lui. În Daniel 8 de asemenea găsim un corn care iese și care are exact aceleași caracteristici ca și această fiară din Daniel 7, care face război împotriva poporului lui Dumnezeu și rostește vorbe de hulă. Acest corn îndepărtează necurmatul despre care spiritul profetic ne spune că mileriții au avut interpretarea corectă a necurmatului sau a jertfei necurmate, iar mileriții au înțeles că necurmatul este păgânismul. Și apoi se vorbește despre cele 2300 de seri. Da? Deci vedem aceeași secvență, numai că începe de la Medo-Persia, apoi Grecia și acel corn este o reprezentare dublă. Cornul acela în unele secvențe este Roma păgână, iar în unele secvențe este Roma papală. Deci vedem tot așa, aceeași structură. În Daniel 11 aceeași structură avem, ca în Daniel 8 sau în Daniel 7 sau în Daniel 2. Numai că și de data aceasta se începe secvența de la Medo-Persia. Nu știu care este explicația pentru lucrul ăsta, pur și simplu așa este. Probabil unii comentatori, Iuraia Smith, de exemplu, spune, cred că el spune, că posibil să se fie omis Babilonul pentru că aceste viziuni au fost date chiar la granița, adică când deja Babilonul era ca și căzut și urma să se instaureze Medo-Persia. Numai că în Daniel capitolul 11, și aici vreau să ajung, această istorie nu este ilustrată prin niște fiare, ci prin niște împărați. Se vorbește despre împărații Persiei, se vorbește despre un împărat care este împăratul Greciei, care este Alexandru, iar apoi se vorbește despre doi împărați, împăratul de la miază zi și împăratul de la miază noapte. Pentru că în urma
Știți bine că Alexandru a cucerit într-un timp record Imperiul Medo-Persan, iar rapiditatea cuceririlor este ilustrată și în Daniel 7, prin cele patru aripi ale Pardosului, și Pardosul însuși este o fiară rapidă. Și după ce a făcut această cucerire, istoria spune, și mă rog, sunt unele, unii zic că ar fi într-un fel, alții în alt fel, ideea e că a murit de timpuriu. Da? Nu știm exact de ce a murit, probabil a murit din cauza beției, așa am citit. N-a lăsat niciun moștenitor la tron, de aceea împărăția lui s-a împărțit în generalii lui care guvernau în diversele părți ale Imperiului. Aceștia erau patru generali care aveau, doi dintre ei aveau în Europa, iar doi dintre ei în Asia, în niște teritorii. Cei patru generali, nu știu dacă să vă mai încarc în memoria și cu numele lor, da, Ptolemeu, Lisimach, Casandru și Seleuc. Între cei patru generali, de-a lungul timpului a existat, au început să apară războaie și conflicte, așa că s-au cucerit unii pe alții și n-au rămas decât doi. Astfel că istoria a fost condusă de Dumnezeu, astfel încât să fie conformă cu profeția. Pentru că profeția din Daniel 11 ne spunea că vor fi decât doi împărați care se vor lupta. Unul la miază zi, adică în sud, și altul la miază noapte, adică în nord. Și într-adevăr, Seleuc, dinastia Seleucizilor, a cucerit pe ceilalți colegi ai lui, ceilalți doi, care erau Lisimach și Casandru, l-a cucerit teritoriile și a rămas Seleuc, care deținea teritoriul din nord, și Ptolemeu, care deținea teritoriul din sud. Bun, de unde știm care era nord, care era în sud? Din ce punct de vedere nord? Care este reperul de la care măsurăm nordul și sudul? Cel mai logic reper este poziția Israelului antic, nu? Pentru că profețiile au fost date pentru Israelul antic sau Israelul modern, astăzi, iar pe vremea când ei se luptau și pe vremea când împărăția grecească s-a împărțit în patru vânturi ale cerului, în patru părți, Israelul antic încă era în profeție, nu ieșise, nu fusese înlocuit de către Israelul modern. Așa că putem să luăm cu claritate pe el ca fiind un reper, și tot ce e la sud de Israelul antic era împăratul de la miază zi, puterea aceea, și tot ce era nord era împăratul de la miază noapte. Și dacă vom merge pe această idee, toate specificațiile din Daniel 11 se potrivesc perfect cu istoria acestor două împărății. Daniel 11 vorbește foarte mult despre conflictele dintre cei doi împărați, despre alianțele, conflictele și toate lucrurile acestea. N-am timp să studiem acum Daniel 11, dar vreau să reținem un lucru, faptul că puterea care deținea teritoriul Egiptului era împăratul de la miază zi, și puterea care deținea teritoriul de la nord, care era Babilonul, Asiria și Siria, pe părțile din nord, era împăratul de la miază noapte. Pentru că în momentul în care Roma intră în istorie, Roma intră în istorie în anul 158 înainte de Hristos și începe să cucerească foarte multe teritorii. Unele le cucerește prin forța armată și altele le cucerește prin alianță, le cucerește politic, ca să zic așa, nu? Cum astăzi America cucerește țări prin instaurarea democrației și a libertății civile, nu? Tot același tip de mentalitate a condus și expansiunea Imperiului Roman. Așadar, la un moment dat în istorie, Roma începe să controleze teritoriul de la miază noapte al Israelului, așa că Imperiul Roman era și logic, nu? Ca să intre Roma în profeție, pentru că v-am explicat faptul că profețiile din Daniel prezintă aceeași structură. Așa că la un moment dat, împăratul de la miază noapte devine Roma păgână. Iar după ce Israelul antic
este înlocuit de Israelul spiritual în profeție. Israelul antic este înlocuit de Israelul spiritual în anul 34, când privilegiile iudeilor le-au fost retrase privilegiile de a fi națiunea favorizată și atunci gata, sau Evanghelia se duce la neamuri și copiii lui Avram sunt copiii spirituali ai lui Avram, nu mai sunt copii după sânge, mărei făgăduinței. Și este logic ca și profețiile care sunt legate de Israelul literal să devină acum profeții spirituale, nu? Că Israelul a devenit Israel spiritual și e logic acum ca și împăratul de la miază noapte să vină un moment dat în care să devină un împărat de la miază noapte spiritual și Egiptul să devină un Egipt spiritual, adică puterea din sud, împăratul de la miază zi să fie un împărat spiritual, Babilonul să devină un Babilon spiritual, pentru că, nu, logic, acum noi suntem Israelul spiritual și când vorbim de Babilonul spiritual, nu ne gândim în zona Irakului sau în zona aceea în care să căutăm Babilonul pe acolo, nu? Vorbim de un Babilon spiritual. Ce înseamnă o putere spirituală? Înseamnă o putere care deține aceeași amprentă, aceeași amprentă spirituală, aceeași caracteristici ca și puterea literală. Da? Doar că este sub altă formă. Nu mai e Babilon, e papalitatea acum, da? Dar are aceleași caracteristici. Astfel că, la un moment dat, în Daniel 11, cei doi împărați, împăratul de la miază noapte și împăratul de la miază zi, devin împărați spirituali. Împăratul de la miază noapte spiritual, dacă înainte era Babilonul spiritual, acum, Babilonul literal, scuzați, acum e Babilonul spiritual, care nu este altcineva decât papalitatea. Iar Daniel, în Daniel 11, ilustrează această trecere de la păgânism la papalitate cu același limbaj cu care și Daniel 8 ilustrează această trecere. Adică trecerea de la necurmat la urucinea pustiei, de la păgânism la papalitate. Se folosește aceeași termen și în Daniel capitolul 11. Da? Ei bine, când s-a făcut această trecere? Păi știm bine că ea a fost una treptată, nu? Biserica și statul au început să se amestece încă de la convertirea lui Constantin din secolul 4, dar momentul în care papalitatea urcă pe tron este anul 538. Da? Deja de-abia în secolul 6. Bun. În anul 538, în momentul în care împăratul de la miază noapte devine împăratul de la miază noapte spiritual, Daniel începe să ne descrie acțiunile acestui împărat, care corespund exact cu acțiunile papalității. Daniel, capitolul 11, cu versetul 32. Aici se vorbește despre împăratul de la miază noapte, după ce necurmatul sau zilnicul, care este păgânismul, a fost îndepărtat și spune așa: și pe cei ce se poartă cu stricăciune împotriva legământului îi va corupe prin lingușiri. Și așa a făcut papalitatea, nu? Dar poporul care cunoaște pe Dumnezeu, Dumnezeul său va fi tare și va face lucruri mărețe. Și cei ce înțeleg din popor vor instrui pe mulți. Totuși vor cădea prin sabie și prin flacără, prin captivitate și prin pradă, multe zile. Da? Ce este această sabie, flacără, captivitate și pradă? Despre ce se vorbește aici? Despre această perioadă, da? Evul mediu întunecat, da? Și cei ce înțeleg din popor, versetul 34. Și după ce vor cădea, vor fi ajutați cu un mic ajutor. Dar mulți se vor lipi de ei cu lingușiri. Acest mic ajutor este același ajutor pe care femeia din Apocalipsa 12, atunci când fugea de acel balaur care a scos din gura lui apă ca un râu, da, ca să o ia potopul pe femeie, spune că pământul a dat ajutor femeii și a înghițit acel râu. Da? Și eu înțeleg că acel ajutor este reforma protestantă. Dar mulți se vor lipi de ei cu lingușiri. Aceste lingușiri sunt
contrareformă papalității și întemeierea sistemului de educație iezuit, care apoi a pus stăpânire pe protestantism. Și acum citim iarăși versetul 35. Și unii dintre cei care înțeleg vor cădea pentru a încerca și pentru a-i curăța și pentru a-i albi până la timpul sfârșitului, pentru că va fi totuși pentru un timp rânduit. Deci toată această persecuție urma să dureze până la timpul sfârșitului. Și împăratul va face conform voinței lui, împăratul de la miază noapte, sau papalitatea. Și se va înălța și se va preamări deasupra fiecărui Dumnezeu și va vorbi lucruri uimitoare împotriva Dumnezeului Dumnezeilor și va prospera până când indignarea se va împlini, fiindcă ceea ce este hotărât va fi făcut. Nici nu va lua aminte la Dumnezeul părinților lui, nici la dorința femeilor, nici nu va lua aminte la vreun Dumnezeu, fiindcă se va preamări deasupra tuturor, dar va onora în locul lui pe Dumnezeul forțelor. Pe un Dumnezeu pe care părinții lui nu l-au cunoscut, el îl va onora cu aur și argint și cu pietre prețioase și lucruri plăcute. Astfel va face el în cele mai puternice întărituri cu un Dumnezeu străin pe care îl va recunoaște și îl mulți cu glorie și îl va face să stăpânească peste mulți și va împărți țara pentru câștig. Sunt foarte multe caracteristici ale papalității aici pe care putea să le luați la rând, că împarte țara pentru câștig, că lingușirile, că toate lucrurile astea se încadrează exact la lucrarea papalității. Iar acum fiți atenți, versetul 40. La timpul sfârșitului, împăratul Sudului îl va împinge și împăratul Nordului, haideți să luăm prima parte. La timpul sfârșitului, împăratul Sudului îl va împinge. Vă aduceți aminte cine a spus că era împăratul Sudului literal? Egiptul nu era în sudul Israelului. Dinastia Ptolemeilor, care dețineau Egiptul. Aha. Dar acum nu mai vorbim de împăratul Sudului literal, nici de Israelul literal, nici de împăratul de la miază noapte literal, ci de împăratul Sudului spiritual. Sau de Egiptul spiritual. Și vedem că la timpul sfârșitului, adică la timpul, scuzați, în care această perioadă se încheie, are loc o confruntare între acești doi împărați. Mai bine zis, un atac din partea împăratului Sudului. Ca să fim mai specifici. Haideți să vedem ce spune Sora White, că înseamnă Egiptul spiritual. La pagina 58, la jumătatea paginii aveți acolo Egiptul spiritual, Tragedia veacurilor, pagina 269. Spune așa. Cetatea cea mare, pe ale cărei străzi au fost omorâți martorii și unde zac trupurile lor, este Egiptul spiritual. Aici face referire la Apocalipsa 11. Dintre toate popoarele prezentate în istoria biblică, Egiptul a negat cu cea mai mare îndrăzneală existența viului Dumnezeu și s-a împotrivit poruncilor lui. Niciun monarh nu s-a aventurat într-o răzvrătire mai deschisă și mai arogantă împotriva autorității cerului, cum a făcut-o regele Egiptului. Când i-a fost adusă solia de către Moise, în numele Domnului, faraon a răspuns cu mândrie: cine este Domnul ca să iau seama la glasul lui și să las pe Israel să plece? Nu cunosc pe Domnul și nu voi lăsa pe Israel să plece. Aceasta înseamnă ateism. Iar poporul reprezentat prin Egipt urma să dea glas unei respingeri asemănătoare a pretențiilor viului Dumnezeu și urma să manifeste un spirit asemănător de necredință și dispreț. Deci, amprenta spirituală a Egiptului este ateismul. Iar poporul reprezentat prin Egiptul spiritual trebuie să fie un popor care să dea glas acelorași pretenții pe care le avea faraon, un popor ateu. Da? Noi trebuie să căutăm un popor ateu care la timpul sfârșitului are o confruntare cu papalitatea. Acesta este poporul care împlinește profeția. Da? Al doilea paragraf spune:
Această profeție, nu al doilea, al treilea paragraf, sărim acela cu, după cuvintele profetului. Haideți să citim și al doilea paragraf. După cuvintele profetului, cu puțin înainte de anul 1798, o putere de origine și caracter satanic urma să se ridice pentru a face război împotriva Bibliei. Și în țara în care mărturia celor doi martori avea să fie adusă astfel la tăcere, urma să se manifeste ateismul lui Faraon și destrăbălarea Sodomei. Ce s-a întâmplat cu puțin înainte de anul 1798? Păi a început Revoluția franceză într-o anumită țară. Spune că această profeție și-a găsit împlinirea cea mai exactă și mai izbitoare în istoria Franței. Da? Franța este această țară care a împlinit caracteristicile Egiptului spiritual. În timpul Revoluției, e vorba de Revoluția franceză, nu avem timp să mai citim și următorul paragraf, vorbește despre pretențiile ateiste ale Franței. Revoluția franceză a început cu puțin timp înainte de anul 1798 și prin acea revoluție, tronul împăratului de la miază zi, tronul ateismului, s-a așezat în Franța. Francezii s-au săturat de către pretențiile clerului catolic și de apăsarea catolicilor și s-a răzvrătit nu doar împotriva catolicilor, ci împotriva lui Dumnezeu și a tuturor creștinilor și a protestanților și a catolicilor. Și a fost un mare măcel și o mare revoluție, acea revoluție care a încoronat ca rege pe regele sau zeița rațiunii, da? Și a negat cu totul existența lui Dumnezeu. Iar acest lucru s-a întâmplat chiar la timpul potrivit, pentru ca nici mai devreme, nici mai târziu, pentru ca în anul 1798 această putere ateistă, Egiptul spiritual, să se împungă cu papalitatea. Sau generalul lui Napoleon să meargă și să-l ducă pe papa în exil, unde avea să moară peste un an sau doi mai târziu. Da? Deci acum putem să vedem cum Dumnezeu conduce evenimentele politice și astfel încât ca profețiile și cuvântul lui să nu fie făcut de rușine. Și nu numai cuvântul lui, și aceia care cred în cuvântul lui să nu fie făcuți de rușine. Da? Deci în anul 1798, împăratul de la miază zi, Egiptul spiritual, Franța, a fost aceea care a împuns papalitatea și care a pus capăt acestei perioade de persecuție. Chiar în momentul în care se împlineau o vreme, două vreme și jumătate de vreme de la începutul ei. În același timp, în anul 1798, sosește prima solie îngerească. Cum să scriu? Sosește. Unu S. Sau, da, prima solie îngerească. Da? În anul 1798. De ce sosește? O să vedem în istoria minerită că vom face o diferențiere între sosirea îngerilor și împuternicirea lor. Cei trei îngeri sosesc într-un anumit punct în istorie, dar puțin mai târziu ei sunt împuterniciți. Sau puțin, la un anumit moment dat, mai târziu, după ce sosesc, sunt și împuterniciți. Acest lucru este adevărat cu al treilea înger, cu al doilea înger și cu primul înger. Toți mai întâi sosesc în istorie și la un punct mai târziu în timp sunt împuterniciți. Aici avem un comentariu al lui Uriah Smith în care ne arată de ce în anul 1798 sosește prima solie îngerească. O să-l citim pe tot pentru că nu pot să îl explic mai repede și mai bine decât el. Vorbește despre Apocalipsa 10. Ce găsim în Apocalipsa 10? E nevoie să citim? Știm cu toții ce e în Apocalipsa 10? Da? Deci e un înger care are un picior pe mare și unul pe uscat. Da?
În mână are o cărticică, da? Când strigă el, se aud cele șapte tunete, Ioan vrea să scrie, Dumnezeu îl oprește, spune nu scrie și după aia îl spune mănâncă cărticica, Ioan o mănâncă, este dulce în gura lui, amară și apoi spune trebuie să prorocești din nou cu privire la multe neamuri. Da? Deci citiți Apocalipsa 10 și acest înger care coboară, Ellen White îl identifică ca fiind primul înger, prima solie îngerească, acest înger. Și asta este înțelegerea standard a pionierilor adventiști. Sau înțelegerea standard, poate că nu m-am exprimat prea bine. Înțelegerea comună, general. Da? Citim în continuare. Cronologia evenimentelor din Apocalipsa 10, la pagina 59, la jumătatea paginii, aveți un subtitlu cu sosește prima solie îngerească. Cronologia evenimentelor din Apocalipsa 10 este confirmată și de faptul că acest înger este identic cu primul înger din Apocalipsa 14. Deci Iurea Iasmin ne spune acum că, de fapt, primul înger din Apocalipsa 14, prima solie îngerească, este identică cu îngerul din Apocalipsa 10, ceea ce v-am spus mai devreme. Ellen White s-a arătat în viziune lucrul acesta, îi se arată primul înger și apoi îl descrie pe îngerul din Apocalipsa 10. Deci același înger. Punctele de asemănare dintre ei sunt văzute ușor. Amândoi au o solie specială de proclamat. Amândoi își vestesc solia cu voce tare. Amândoi folosesc un limbaj similar, referindu-se la Marele Creator ca fiind făcătorul cerului și al pământului, al mării și al lucrurilor care sunt în ea. Amândoi proclamă un timp, jurând că nu va mai, unul jurând că nu va mai fi timp și celălalt proclamă că a venit ceasul judecății lui Dumnezeu. Da? Bun. Dar solia din Apocalipsa 14:6 este localizată la începutul timpului sfârșitului. Ea este o proclamare a sosirii ceasului judecății lui Dumnezeu și deci trebuie să-și aibă aplicație la ultima generație. Ce este solia din Apocalipsa 14:6? Prima solie îngerească, da? Deci spune că este la începutul timpului sfârșitului. Până acum am arătat că timpul sfârșitului este în anul 1798. Și acum o să ne explice de ce trebuie să o punem acolo. Haideți să vedem. Deci este o proclamare a ceasului judecății lui Dumnezeu și deci trebuie să-și aibă aplicația la ultima generație. Spune așa, Pavel nu a predicat că a venit ceasul judecății lui Dumnezeu. Martin Luther și colaboratorii săi nu au predicat aceasta. Pavel vorbea despre o judecată care va veni într-un viitor nedefinit, iar Luther o plasa cu cel puțin 300 de ani după vremea sa. Mai mult, Pavel avertizează biserica împotriva predicării că ceasul judecății lui Dumnezeu ar fi venit până la un timp anumit. El spune, în 2 Tesaloniceni 2:1-3, și vă implorăm, fraților, referitor la venirea Domnului nostru Iisus Hristos și la adunarea noastră la El, ca voi să nu vă lăsați repede clătinați în minte, nici tulburați, nici prin Duh, nici prin cuvânt, nici prin epistolă cald de la noi, de parcă ziua lui Hristos este aici. Nimeni să nu vă înșele niciun fel, pentru că ziua aceea nu va veni înainte să vină o apostazie și să fie revelat fiul păcatului, omul păcatului, fiul pieirii. Deci înainte de venirea fiului omului trebuie să fie o apostazie, să fie revelat omul păcatului, fiul pieirii. Spune clar apostolul Pavel lucrul acesta. Și spune așa, aici Pavel ne prezintă pe omul fără de legii, cornul cel mic, da? Sau papalitatea și rostește un avertisment pentru întreaga perioadă de supremație a sa, care, după cum s-a remarcat deja, a continuat 1260 de ani, sfârșindu-se în 1798. Da? De aceea, în anul 1798, restricția împotriva vestirii sosirii zilei lui Hristos a încetat. Deci, practic,
Argumentul lui Iurea Smith e următorul și total de acord cu el. Pavel spune, nu predicați și nu spuneți că vine Domnul, să nu vă înșele cineva, că mai întâi, înainte să vă apucați să predicați lucrul acesta, trebuie să se întâmple ceva. Trebuie să se vină o lepădare de credință, să vină fiul omul păcatului, fiul pierzării. Și apoi spune că se va arăta fiul omului. Aha. Și când a venit omul păcatului, fiul pierzării? Păi în anul 1798. Da? Nu, scuzați, în 538. Și în anul 1798, supremația lui s-a încheiat. Și spune Iurea Smith, în consecință, și restricția lui Pavel s-a încheiat. Gata. Îngerul poate să meargă, să se ducă cu ceasul judecății lui Dumnezeu. Gata, putem să predicăm că Domnul vine începând cu anul 1798. Da? În anul 1798 a început timpul sfârșitului și cărticica a fost desigilată. De aceea, începând cu acel an, îngerul din Apocalipsa 14 a pornit proclamând că a venit ceasul judecății lui Dumnezeu. Bun. De asemenea, din acel timp, îngerul din Apocalipsa capitolul 10 și-a ocupat poziția pe mare și pe pământ și a jurat că nu va mai fi zăbavă. Sau, în traducerea corectă, spune că nu va mai fi timp. Iar sora White spune că, știți că acel înger ridică mâna și jură, nu? Că nu va mai fi nicio zăbavă, zice în Cornilescu sau în King James. Și în Fidela spune că nu va mai fi timp. Iar sora White comentează acel pasaj și spune că timpul la care se referă ce este? Timp profetic, care s-a terminat pe 22 octombrie 1844. Da? Și acum identitatea lor nu mai constituie o problemă. Toate argumentele care se potrivesc cu nuia sunt la fel de potrivite și în cazul celui de-al doilea. Noi nu trebuie să intrăm într-o argumentare extinsă pentru a arăta că generația în prezent este martoră la împlinirea acestor două profeții, adică Apocalipsa 14 și Apocalipsa 10. Prin predicarea celei de-a doua veniri, în mod deosebit între anii 1840 și 1844, a început împlinirea lor de plină. Vedeți că aș vrea să observați ceva. Faptul că deși pionierii adventiști, Iurea Smith, marchează anul 1798 ca fiind anul în care sosește prima solie îngerească, intră în istorie, ei mai marchează și această perioadă. 1840, uite, o să notez aici, 1844. Spune că în mod deosebit în această perioadă, spune, ce zice? Prin predicarea celei de-a doua veniri, în mod deosebit între anii 1840 și 1844, a început împlinirea lor de plină. Deci se marchează și acești doi ani, 1840 și 1844. Pentru că e important să vedem asta. Pentru că am spus de la început că vom vedea că o solie îngerească întâi sosește în istorie și la un punct mai târziu în timp este împuternicită. Vom vedea și vom înțelege că prima solie îngerească sosește în anul 1798, dar ea este împuternicită în anul 1840. Da? Dar încă nu v-am dat toate argumentele, adică eu doar v-am spus ce o să vedem mai târziu. Deocamdată, bun. Mă uit la program să văd când ar trebui să termin. La 12.05? Nu. La 10.30. 10.30. Mai 10 minute. Sau poate 15. Da, cred că am început mai târziu. Da, okay. La fără 25. La fără 25. Bine. Urmează, deci am stabilit timpul sfârșitului și perioada de întuneric. A, creșterea cunoștinței. Nu?
La Daniel 12 cu 4, ne întoarcem puțin înapoi și l-aveți și în notițe, la pagina 58 sus de tot. Pune, dar tu, Daniele, închide cuvintele și sigilează cartea până la timpul sfârșitului. Mulți vor alerga încoace și încolo și cunoașterea va fi înmulțită. Deci, ce se întâmplă la timpul sfârșitului? Cartea lui Daniel este desigilată, pentru că până la timpul sfârșitului a fost cum? Sigilată. Și spune, tu sigilează-o până atunci, până la timpul sfârșitului. Dar de atunci încolo, în Cornilescu spune că mulți o vor citi și cunoștința va crește. Ei, o fi bine și așa, dar în opinia mea nu e chiar așa de bine, pentru că o să vedeți că acest alergat încoace și încolo are o semnificație destul de interesantă și foarte importantă. Spune că mulți vor alerga încoace și încolo și datorită acestei alergări, cunoștința va fi înmulțită. Deci după anul 1798 începe alergarea încoace și încolo și cunoașterea este înmulțită. Țineți asta în minte cu alergarea, pentru că o să o folosim. O să ajungem la un alt punct în timp în care o să o mai întâlnim odată și o să înțelegem de ce aici spune că vor alerga încoace și încolo. Și acum vedem ce spune Sora White despre pasajul ăsta, despre timpul sfârșitului. În Tragedia Veacurilor, pagina 356. Apostolul Pavel avertizase biserica să nu aștepte revenirea lui Hristos în zilele sale. Deci să vedeți că Ellen White aduce același argumente ca și Uriah Smith aici. Ziua aceea nu va veni, spunea el, până nu va veni lepădarea de credință și se va descoperi omul fără de legii. Nu putem aștepta venirea Domnului nostru până după marea apostazie și după perioada lungă de domnie a omului păcatului, omul fără de legii, care mai este numit taina nelegiuirii, fiul pierzării și acel nelegiuit reprezintă papalitatea, care, așa cum a fost prevestit în profeție, urma să-și mențină supremația timp de 1260 de ani. Această perioadă s-a încheiat în anul 1798. Venirea lui Hristos nu putea avea loc înainte de acel timp. Foarte interesant. Pavel cuprinde cu avertizarea lui întreaga dispensațiune creștină până în anul 1798. În această perioadă de timp, trebuia predicată solia cu privire la a doua venire a lui Hristos. O astfel de solie n-a fost proclamată niciodată în veacurile trecute. Pavel, așa cum am văzut, n-a predicat-o. El arăta fraților săi către venirea Domnului ca fiind într-un viitor foarte îndepărtat. Nici reformatorii n-au predicat-o. Martin Luther situa judecata cam la 300 de ani în viitor de epoca lui. Dar de la anul 1798, cartea lui Daniel a fost desigilată, cunoașterea profețiilor a crescut și mulți au vestit mesajul solemn al judecății ce se apropia. Știți că mai sunt unele interpretări ridicole despre creșterea cunoștinței, care spun că creșterea asta a cunoștinței de aici se referă la invenția trenului și a avioanelor și acum avem calculatoare și iPhone-uri și nu se referă la asta. Sunt de acord că, da, corect, a crescut cunoștința și din punctul ăsta de vedere. Dar nu despre asta vorbește Biblia. Aici vorbește despre o altfel de creștere a cunoștinței. Cunoașterea profețiilor a crescut. Da? Cunoștința va crește pentru că cartea lui Daniel va fi desigilată, nu? A fost desigilată manualul de fizică. Da? Și da, dacă vreți să știți că se poate observa, într-adevăr, am observat asta, nu știu cât de important e să vă zic acum, dar am observat că atunci când cunoașterea despre Cuvântul lui Dumnezeu este obturată și oamenii sunt în întuneric, și știința și arta și totul rămân în întuneric. De exemplu, în timpul celor 1260 de ani, n-am avut aproape niciun progres științific sau așa. Dar chiar în anul 1798,
pentru că cuvântul lui Dumnezeu a fost desigilat. Nu cred că e o întâmplare că chiar în acea perioadă lumea a început să progreseze și a început revoluția industrială și alte lucruri. Dar asta, nu despre asta vorbește Biblia. Asta e o chestiune pe care o putem observa așa, ca și lucru interesant. Deci, da? Bun. Formularea soliei. Formularea soliei are loc în anul, aș putea să spunem, 1833-1834, cu toate că ar fi fost mai mult 1834. Pentru că, apropo, când a început William Miller să studieze? 1816-1818, cei 2 ani de studiu ai lui, la sfârșitul cărora a ajuns la concluzia, spune că am ajuns în anul 1818, la concluzia că în aproximativ în 25 de ani sfârșitul tuturor lucrurilor va veni. Adică în 1843, a înțeles el. Da? Și el a ținut lucrul acesta destul de, a fost reținut, n-a spus nimănui, a continuat să studieze ca să vadă, să fie sigur că nu are nicio greșeală, și a fost foarte reținut în a merge și a predica aceste lucruri. Foarte reținut, poate puțin spus, nu a vrut, nu a predicat aceste lucruri. Până foarte târziu, în anul 1833, gândiți-vă la câți ani distanță, la 15 ani distanță, nu? Deci, ce s-a întâmplat? În vara anului 1833, scrie el într-o fel de autobiografie a lui, în timp ce stătea și cerceta și studia, i-a venit în minte gândul cu foarte multă putere, du-te și spune lumii ce ai descoperit. Doamne, dar de ce eu? Și i-au venit în minte toate defectele lui și că nu sunt în stare nici să vorbesc, nici să... Exact ca și Moise, nu? Și atunci și mai multă putere i-a venit în minte acest lucru. Și s-a dus, a meditat și s-a rugat Domnului și a spus, Doamne, dacă voi avea o invitație să vorbesc undeva, într-o biserică, o să le vorbesc oamenilor atunci despre venirea Domnului, subiectul celei de-a doua venire a Domnului. Și atunci spune el că grija mea și povara mea a dispărut instantaneu. Pentru că n-am avut niciodată, spune, o invitație de genul acesta și speram că nici să nu am vreodată, adică am scăpat, gata. Și spune că la nici o jumătate de oră după ce a încheiat această rugăciune, la ușă a bătut un tinerel care era fiul prezbiterului din Dresden, dintr-o localitate apropiată, unde, dintr-o biserică baptistă unde el mergea, și a spus că tatăl lui nu, mi-a zis, m-a trimis tata să spun că nu o să fie mâine, duminică, la serviciu divin și vrea să te invite pe tine să ne predici pe subiectul celei de-a doua venire a Domnului. L-a invitat și i-a și zis subiectul. Vezi, să predici despre subiectul celei de-a doua venire a Domnului. Imediat William Miller a fost foarte supărat, spune, am fost imediat foarte supărat pentru jurământul pe care l-am făcut Domnului și s-a dus, a lăsat pe copil fără să dea niciun răspuns, l-a lăsat stând acolo și s-a dus într-o ceva de genul afară sau undeva să se roage, să se lupte cu Domnul rugăciune și îi venea în minte, face o jurăință Domnului și așa de repede o renunț la ea. Și până la urmă s-a întors și a spus copilului, da, voi merge, și s-a hotărât din acel moment ca să înceapă să predice aceste lucruri. Așa a început William Miller lucrarea. Providență extraordinară. Și în anul 1834, la ceva timp după, spune la pagina 60, la formularea soliei, spune așa, am primit atâtea cerințe
pentru informații și pentru a vizita alte locuri, încât nu am putut răspunde, iar în anul 1834 am ajuns la concluzia să împublic vederile mele într-o formă scrisă, făcând o mică broșură de 64 de pagini. Le-am distribuit pe majoritatea gratuit, trimițându-le ca răspuns la scrisori cu întrebări și la locuri pe care nu le puteam vizita. În același an, deci asta putem să o încadrăm ca formularea soliei? Eu zic că da. Da? Așa, scris un pamflet și spune așa, în același an, fără să știu, mi-a fost oferită o acreditare pentru a predica de către frații mei baptiști. Cam în același timp, am primit o recomandare pentru public ca lector al profețiilor, care a fost semnată de 50 de pastori din frații mei baptiști și de alți 20 sau 30 din alte denominațiuni. Vă dați seama cât de repede? Din anul, să zicem, 1833, dacă a zis cam în același timp, probabil într-un an sau doi, toate lucrurile astea s-au întâmplat, adică primește acreditare publică, o grămadă de invitații primite. Deci Dumnezeu chiar a fost cu el în această lucrare. Bun. În prezentarea următoare, deja e și jumate și dacă intru acum în subiectul Îngerului din Apocalipsa 10 și al Islamului aici, nu o să pot să termin în 5 minute, așa că o să încheiem acum și în prezentarea următoare continuăm cu Îngerul din Apocalipsa 10 și Islamul. Pentru că începând cu istoria milerită, Islamul va avea un rol important în profeție. Și în istoria milerită, dar are și în timpul nostru un rol cel puțin la fel de important. Haideți să ne rugăm. Tată bun din ceruri, venim înaintea Ta să-Ți mulțumim, Doamne, că prin această mișcare milerită Tu Ți-ai format un popor. Îți mulțumim că noi avem privilegiu să facem parte din acest popor. Îți mulțumim pentru că Tu ne-ai dat cuvântul cel sigur al profeției, că ne-ai adus aici în această tabără să cercetăm cuvântul Tău și că Tu ne-ai păzit de orice rău și de incidente care puteau să apară. Părinte, cerem în continuare iertare pentru păcatele noastre. Cerem ca Tu să ne ierți de egoismul nostru, de lipsa noastră de înțelepciune, de lipsa noastră de dragoste pentru cuvântul Tău și pentru frații noștri. Tată, Tu să ne pregătești caracterele și cerem ca providența Ta să intervină în viețile noastre, astfel încât să fim gata înainte ca ușa să se închidă pentru noi. Tu să binecuvintezi aceste întâlniri în continuare și numele Tău să fie binecuvântat prin ele. Amin.